dar eu am permis de conducere, tu trebuie să mergi pe jos. Cine-i mai tare acum? Da, îți mai amintești de excursia aceea pe plajă? Nu pot să cred că ai adus vorba despre asta. În zilele acelea aveam eu o chestie cu costumele de baie. Ai lovit mașina mamei mele de o dugheană. Dar nu aveam cum să o văd. Oricum, dacă n-aș fi eu, ai merge cu autobusul la mall. Dacă n-aș fi eu, dragă Katie, tu nici n-ai găsit drumul spre mall. Ba să știi că știu să ajung la mall. Te bazezi pe mine. Dacă n-aș fi fost eu, tu nici măcar nu ai fi apărut la această emisiune. Oh, spui asta doar pentru că eu sunt mai drăguță. Iam eu ca asta, crezi? Dar așa e, toată lumea spune. Oh, e dimineață? Cred că asta a fost cea mai groaznică noapte din viața mea. A fost chiar mai rău decât atunci când am ieșit cu băiatul ăla cu respirație urât-mirositoare, fiindcă mâncase crembuști. Ce e? Am ajuns! Suntem în siguranță! Vai, dacă ați ști! Ne-am rătăcit, apoi ne-am certat, urât de tot! Apoi a venit un urs imens și făcea: sunteți în bârlogul meu, plecați de aici! Și noi am fugit, a fost înspăimântător! Oh, Sadie, îmi pare rău că am spus că sunt mai drăguță decât tine. Și eu regret că am adus vorba de accidentul de mașină. Și scuze că am spus că ești prea grasă ca să încapi în scaunele de autobuz. Ai spus asta? Nu pe față!